Bună ziua și salutare! Mulțumire dintr-o sufletul pentru că ați intrat pe canalul meu de YouTube și ieri și alaltăieri și în zilele care vor urma. Mulțumesc de abonare, pentru faptul că scrieți comentarii, vă mulțumesc la fel, pentru că puneți pe clopoțel ca să știți când vine o postare nouă. Nicu Bendea vă mulțumește și ca de obicei el vă rămâne dator. Încerc să mă revanșez prin videourile pe care le fac, unele mai reușite, altele mai puțin reușite, dar ideea e să ne exprimăm liber, să ne dăm cu părerea. Că și asta e un lucru care ține de democrație și de libertate. Să ne dăm cu părerea despre ce ne arde, despre ce ne doare, despre ce ne mănâncă la limbă. Cum sunteți? Sunteți bine, că astăzi e joi, după calendar. Mai este un pic de vineri și după aia weekend. Cu grijă mare, că vedeți, iară crește numărul de cazuri. Am ajuns la o sumă cu 3 zerouri, cu 4 cifre. Noi suntem oricum bogați de când au adus Iohannis miliardele alea de la Bruxelles, dar acum văd că ne îmbogățim și în cazuri noi, în urma epidemiei. Așa că grijă. Grijă și acum, nu numai în weekend. Grijă că, vedeți, calamitățile stau pe noi. Acum încercau să facă iară o bucată de autostradă pe undeva în zona Sebeș-Turda, dacă acolo parcă e Triunghiul Bermudelor, Groapa Marianelor, area 50 și nu știu cât, stă timpul, dispare o bucată de autostradă. O fac ca meșterul Manole, nu știu ce se întâmplă, domnule. Ieri a luat-o la vale. A luat-o la vale autostrada către Alba Iulia. Înțeleg că și autostrada dorește să fie conectată cu celelalte drumuri, dar după atâta muncă să-ți și cadă autostrada în cap, nu înțeleg. Avea eu în creanga aia cu Ozana cea frumos curgătoare. Nu, păi așa s-au ajuns cu autostrăzile acum. Avem autostrăzi curgătoare. Păi nu știu, să facă autostrada undeva pe un deal și după aia să-i dea drumul la vale și să se întindă în toată România. Poate asta ar fi o șansă. N-avem în gen autostrăzile. Săracii romani au făcut ei ce drumuri au putut în România, în Dacia veche, dar de atunci prea mare lucru n-am reușit să facem. Asfaltul e modern. Nu poate să țină el 50-60 de ani cum țin drumurile alea de aproape 2000 de ani, într-adevăr. Dar nici la mașini nu avem noroc. Nu știu, nu ne știm comporta cu drumurile și cu mașinile. O făcut ce o făcut Sărmana Firea în București și a adus vreo două autobuze hibrid. Fiu un pic la concurență cu autobuzele domnului Emil Boc din Cluj-Napoca. După cum bine știm, aici sunt cam jumate din parcul auto al Agenției de Transport în Comun conține autobuze pe bază de combustibil verde. Încerca și doamna Firea, au făcut rost de două autobuze, nu mă întrebați prețul, nici nu vreau să-l știu. N-a trecut o zi, n-a trecut mult timp și autobuzele au fost vandalizate, mă. Bă, noi nu merităm pe cuvânt autobuze noi frumoase, mai mare dragul să mergi în ele, ce au făcut? Au rupt prizele de wireless, au scris cu grafiti în ele, căruțe. Astea să le bage la români, căruțe, domnule. Dacă nu suntem în stare să întreținem ce avem, să nu avem pretenții la mai mult, pe cuvântul meu. Că uite, COVID-ul își face de cap. Și Dan Petrescu, antrenorul de la CFR, are, așa zisul, bursuc. Cum a pornit beteșugul ăsta, a pornit de la lilieci, de la cobre, de la pangolin din China și a venit la noi și a trecut de la păun, fotbalistul păun, a trecut acum la bursuc. Noi nu dorim așa ceva nimănui. Numai curios, lanțul ăsta trofic care să dezvolte. Grijă mare și până primăriile din țară, inclusiv aici, în Cluj-Napoca, sunt mici focare de COVID. Deci funcționare, ce zic, stau în birou și nu se atinge nimeni de mine, stau acolo, n-am contact direct, stau în arhivă, dar totuși în spațiile închise trebuie un pic de mască purtată, nu-i așa? Trebuie un pic de mască purtată. Era ceva reportaj pe Digi cu camera ascunsă și n-aveau funcționarii din primărie, n-aveau mască, dar toți ziceau, am purtat azi dimineață, sau o am în mașină, sau în poșetă, o caut. Bine, bine, domnule, doamne, dar de ce nu o porți? Păi, dar de ce să o port? Am purtat azi dimineață. Asta cu purtatul măștii azi dimineață și nu la momentul când e nevoie să porți, e ca și când ajungi cu o femeie, doamnă, domnișoară, în pat și pe când se treci la treabă, n-ai cu ce. Și ea, contrariată, zice, păi cum? Și tu îi spui, păi da, am avut erecție matinală. Înțelegeți, da? Comparația un pic forțată, dar a apărut și poza aia de la Bruxelles cu șefii Europei, toți cu mască și Dita mai Klaus Iohannis stătea fără mască și se uita la ei.
parcă era de serviciu în curtea școlii și supraveghea să nu facă o boacănă. E normal că o renunțat un pic la mască să-i sperie, că ăștia nu ne dădeau niciun ban de la Uniunea Europeană. Dar la 2 metri și la fața de Terminator, ori scos ăștia banii. Iohannis, pune-ți masca și zic cât vrei. 80 de miliarde. No. Acum că v-am zis cu autostrada că o luat-o la vale. Cu banii ăștia primiți. Cu teancurile de bani putem face autostradă. Teanc lângă teanc și pavăm autostrada și nu mai avem probleme. Mai este mult până o să se rezolve problemele, dar măcar ideea asta că nu. Ne-au dat ceva, nu numai noi le dăm, ne-au dat ceva, pe când om restitui împrumutul pe partea aia de bani, ori mai trece câteva generații. Oricum, președinții n-au probleme la noi în țară. În Mexic, de exemplu, în Mexic li s-a tăiat pensia foștilor președinți. Ai fost 6 ani președinte, ți s-a tăiat pensia. La noi au bodyguard, la noi au locuință de la stat, pensie mare, pensie specială, facilități, condiții. Deci, unul dintre foștii președinți ai Mexicului și-a făcut un canal pe rețelele sociale și cântă. Vedeți ce înseamnă să ai o meserie, să știi ceva. Cântă contra cost. N-are pensie, dar așa face bani. Cântă. Hai să ne gândim la foștii noștri președinți din 89 până acum, că cu Nicu Ceaușescu, el lucrează acolo, pe la Skaraoski, cu Stalin și cu Mao Tse și cu alții, au de lucru. Deci primul a fost Nenelu Iliescu. Dacă n-ar mai primi Nenelu Iliescu pensie specială, oare cu ce s-ar ocupa să facă un ban după rețelele sociale? Ar putea face reclamă la pastă de dinți. Ar putea cânta, pentru că el a cântat și în duet cu Loredana Groza. Ionelule, nu mai bea practic, băiatule, căci te-o râde fetele. Da, președintele Băsescu s-ar descurca și fără pensie. Somelier. Deci ăsta ar putea da niște rețete de băuturi, niște mixuri de băuturi și chiar ar bea el, s-ar sacrifica el, s-arate. Și s-ar descurca fără pensie. Emil Constantinescu, ăsta ce-a fost? Geolog, gemolog? Nu știu, ar curăța, bună, ar curăța dealurile de murdării, ar scoate câte o piatră mai importantă la vedere și ar duce-o într-un muzeu, nu știu, că el n-are voce cu... Cam greu. Cât despre președintele nostru actual, dacă o să rămână fără pensie, prin absurd, zic, nu trebuie să-și facă el canal de YouTube, nu trebuie să-și facă să-și arate skillurile intelectuale pe internet, pentru că el are 6 case. Și acum, de când a adus 80 de miliarde de euro pentru români, și le pune și el un pic la punct, le renovează și n-are problemă, el o să trăiască din chirii. Cât despre următorul președinte al României, mi-e și groază să mă gândesc. Știu că Ponta va candida. Practic, Marian Vanghelie a zis că el, de acum înainte, orice alegeri o să fie, el practic va candida. În continuare o să avem șefii, liderii pe care îi merităm dacă nu suntem atenți pe ce punem ștampila. Pentru astăzi cam atât. Mulțumesc frumos. Abonare plăcută în continuare. Urmărire. Scrieți la comentarii. Nu mai scrieți de alea cetare, da. Scrieți la subiect despre ce doriți să vorbim. Pentru că așa se creează o conexiune. Mai vorbim azi, vorbim mâine și după aia intrăm în weekend. Și în weekend nu vă mai țin de povești, nu vă mai țin de vorbă. Deci, abonare, clopoțel, like, comentarii. Cei mai important, spuneți lumii, domnule, să intre pe canalul lui Nicu Bebe. Canalul ăsta, cum să zic, e un canal interactiv. Eu zic ceva, voi mai completați și uite așa, apare de aici umorul. Mai voluntar, mai involuntar, dar până la urmă apare, nu? Mai ziceți și voi, mai scrieți câte un banc, ce ați mai auzit pe la birou, ce mai... Și dezvoltăm, mergem înainte, domnule. Că umorul nu stă pe loc. Nici prostia nu stă pe loc, dar noi prin umorul nostru și prin Caterin, ca ce o facem aici, concurăm prostia din jur. Da? Vă mulțumesc încă o dată, să ne vedem cu bine și în videoul de mâine. Că și pe mâine sunt subiecte, și pe mâine avem subiecte. De exemplu, să vorbim un pic de domnul Costel Alexe, mare ministru la mediu, care a avut o exprimare undeva în străinătate, în limba engleză, deși Olguța Vasilescu a zis că ea vorbește mai bine decât el. Nu vedeți? La timpuri noi, oameni noi, da cu metehne vechi.
Sunt subiecte, le discutăm, le povestim. Abonare, comentare, click pe clopoțel. V-am salutat!